Accidentul s-a produs la orele prânzului pe DN285 în afara localității Mihăilești. Șoferul unui Chevrolet matriculat în Iași a intrat pe contrasens în timp ce efectua o manevră de depășire și s-a izbit frontal de o auto utilitară care circula regulamentar pe direcția Buzău-București. Tânărul aflat la volanul dubiței nu a mai avut timp să evite impactul. Din coliziune, suceveanul a ajuns tocmai pe partea cealaltă a axei de drum în afara carosabilului. Moldoveanul a scăpat cu răni ușoare, în ciuda impactului puternic și a ieșirii în decor. A fost preluat totuși de ambulanță și dus la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Pe DN285, în afara localității Mihăilești, a avut loc un eveniment rutier, iar din primele cercetări rezultă că conducătorul autoturismului marca Chevrolet, de culoare neagră, pe fondul unei depășiri, a pierdut controlul volanului, moment în care s-a izbit frontal cu autoutilitara de culoare albă, care circula dinspre Buzău către București. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului autoturismului de culoare neagră. În urma evenimentului rutier, traficul nu a fost întrerupt pe DN2, desfășurându-se normal.